Acum am plăcerea să-l invit pe scenă pe domnul Michael Schneider. Domnul Schneider este președintele grupului Partidului Popular European din cadrul Comitetului European al Regiunilor din anul 2010. Mulțumesc, domnule Schneider, pentru oportunitatea de a găzdui summitul liderilor regionali și locali ai PPL la București. The floor is yours. Bună dimineața, România! Bună dimineața și bine v-am găsit! Mă bucur să fiu astăzi la București. Stimate domnule președinte Orban, dragi prieteni, văd că astăzi zoarele e cu Partidul Național Liberal și cu familia Partidului Popular European. Sper să îmi dați și mie puțin zoare să duc la Berlin, unde bluă mult în acea perioadă. Vă mulțumesc pentru invitație, felicitări leadershipului și echipei PNL pentru organizarea acestui extraordinar summit al legilor regionali și locali ai Partidului Popular European. And now I change to English. I am happy to see some familiar faces after my last visit in December 2017 in Cluj-Napoca, upon the invitation of our friend Emil Bock, our well-appreciated member in the EPP COR. At that time in Cluj-Napoca, I had the privilege to address all the members of the League of the PNL local elected politicians, and I had the privilege to meet Ludovic Orban for the first time. Today in Bucharest. Astăzi, la București, suntem de patru ori mai mulți oameni care vin din orașe, din sate și din regiunile din întreaga România. Toți membrii PPE de la Comitetul Regiunilor sunt prezenți aici pentru a vă sprijini. Bun venit colegilor mei de la COR din partea PPE. Am început campania noastră electorală și această călătorie la Sofia anul trecut, în martie. Primarul Sofiei este aici, doamna Amanda Cova, și am început această călătorie la Sofia alături de prim-ministrul Borisov. Am continuat ulterior în Austria, în decembrie, alături de cancelarul Kurz și astăzi suntem prezenți aici cu președintele Orban, președintele PNL și președintele Klaus Iohannis. Acesta este succesul nostru și acesta este drumul pe care dorim să-l urmăm. Sunt trei evenimente emblematice și un eveniment este cât se poate de clar. Este vorba despre forța noastră, forța politicienilor aleși care reprezintă toate trei nivelurile de guvernare, cel local, cel național și cel european, care și-au adunat forțele în cadrul acestei campanii. Este vorba despre încrederea oamenilor noștri, încredere în liderilor politici. Este modul în care dorim să lucrăm împreună, ca o familie unită, în interesul cetățenilor noștri. Este vorba despre subsidiaritate și solidaritate. Este vorba despre PPE. Pornind de la angajamentul nostru cel mai de jos, am adunat așteptările cetățenilor și le-am inclus în manifestul local și regional al PPE, pe care îl voi prezenta ceva mai târziu, pe parcursul zilei de astăzi, și îl voi înmâna șpițe candidatului PPE, domnului Manfred Weber. Dragi prieteni, după cum spuneam, mă bucur foarte mult să revin în România. Puteți fi mândri, pentru că aveți o țară care are
o istorie foarte interesantă, peisaje superbe și de asemenea oameni cu o inimă largă care sunt foarte implicați în Uniunea Europeană. De când ați aderat în 2007 la Uniunea Europeană, dumneavoastră, românii, cetățenii României, ați reușit să înregistrați progrese impresionante. Sunt conștient de performanțele dumneavoastră în ceea ce privește implementarea proiectelor finanțate prin fonduri europene. Regiunile și orașele sub conducerea dumneavoastră s-au îmbunătățit semnificativ și au îmbunătățit semnificativ viața cetățenilor și a comunităților. Dar, pentru că există un dar, dezvoltarea dumneavoastră a fost împiedicată de incompetența actualului guvern socialist, de către birocrația care sufocă de birocrația sufocantă și de refuzul de a aloca suficienți bani autorităților locale și regionale. Acest lucru este inacceptabil, să vină în întâlnirea nevoilor cetățenilor și a comunităților locale, nu să fie abuzat sau utilizat eronat de un grup mic de indivizi care să acționeze numai în interes personal și pentru a obține câștiguri politice și financiare. Vreau să vă reasigur că Uniunea Europeană este căminul nostru comun, iar eu voi rămâne în continuare partenerul dumneavoastră cel mai de încredere. Uniunea Europeană este acest partener. Viața românilor trebuie să se îmbunătățească în continuare cu ajutorul investițiilor finanțate din fonduri structurale, fonduri pentru agricultură și dezvoltare rurală. Aceste investiții pozitive nu sunt întotdeauna vizibile cetățenilor. De aceea trebuie să comunicăm mai bine care este valoarea adăugată pe care Uniunea Europeană o aduce cetățenilor și cu care vine în viața de zi cu zi a acestora. Politica de coeziune nu este o acțiune caritabilă, ci o investiție pentru toate regiunile din Europa, în special pentru cele din Europa Centrală și de Est. Și trebuie să continuăm cu un buget puternic al Uniunii Europene după 2020 pentru a spori competitivitatea și a reduce diferența între cei săraci și cei mai bogați, părțile mai sărace și mai bogate din Uniunea Europeană. PPE-ul sprijină coeziunea și în următorul mandat al Comisiei Europene. Sunteți reprezentanții unui popor care este mândru și poate fi mândru de trecutul său și care să aibă mare încredere în viitorul său. Nu scădeți rolul pe care el trebuie să-l aibă în lume. Fiți cât de modești pentru persoana voastră, nu fiți modești pentru poporul pe care îl reprezentați. Sper să urmați cuvintele înainte șului domnia voastră Ion Ice Brățianu, părinte fondator al Partidului Național Liberal. Mulțumesc!